prezint un nou proiect al, mă rog, a ISM-ului, a revistei și a noastră. Alături de mine este Vlad. Nu știu dacă, câtă lume a văzut, de exemplu, un nou site itdays.ro? Ok, Vlad a făcut design-ul. Bun, și nou site, și mă rog, site-ul revistei făcut tot de el, sau de grupul lui. Și de asemenea am pornit acum un nou proiect, programez.ro, care în spate, bineînțeles, tot design-ul e făcut tot de el. De voi. Bun, și acum să vă zic despre ce e vorba. În principiu, noi ca revista TSM nu vream neapărat să mergem vreodată în zona de joburi și nu era niciun caz scopul nostru și nici acum nu vrem să fim foarte decisivi în zona asta, că să mergem mai mult pe partea de gamification, dar încercăm să combinăm cumva partea de, eu știu, de teste online și joburi într-un mod plăcut și atunci lucrurile o să fie mult mai interesante. Și am pus aici pe site-ul ăsta un pic cam ce înseamnă anunțurile de joburi actuale. Practic, e pentru toată lumea un fel de spam, e o chestie care de obicei nu o aștepți, te sună cine nu vrei și eu știu, dacă mergi la un interviu, s-ar putea să una să vezi în anunț și alta se întâmple în mod real sau nu neapărat te stimulează să devii mai bun, cât efectiv zice ai luat sau nu luat un interviu. Care destul de, pentru cei care nu le au, de exemplu, destul de nasol, în sens că probabil că o să aibă o părere destul de rea despre ei până la urmă, deși probabil că nu-i caz. Și atunci ne-am gândit cumva să atacăm problema asta și să creăm un fel de platformă mai interactivă și mai interesantă și să fie un fel de soluție win-win, adică să nu fie doar angajatorul ăla care vânează oamenii și, eu știu, noi programatorii să fim victimele până la urmă. Adică să fie un pic altfel de abordare. Și atunci, o soluție win-win ar fi ca și da, candidatul să poată fi testat înainte de job, un candidat să poată vedea, să facă, de exemplu, un test înainte de a aplica la un job și chiar să nu aplice, să facă testul numai for fun, să vadă la ce nivel este el, nu? De exemplu, la cea într-o firmă și, ok, în ultimii 10 ani nu ți-ai schimbat jobul și te gândești, domnule, eu mai îs competent, mai îs în stare să mă raportez și la alte companii, să poți face lucrul ăsta fără să aplici la niciun job, să nu te caute niciun HR. De exemplu, iară o soluție win-win ar fi în cazul în care ai niște rezultate la un test, să poți primi niște sfaturi, să ți dai niște training-uri care o să se întâmple, iar dacă ești chiar bun și ajungi la un anumit punctaj, să primești chiar reduceri la training-urile respective. Cam asta ar fi ideea principală. Și, bineînțeles, controlul confidențialității datelor. Adică, dacă cineva vrea să nu știe nimeni nimic despre el, să se poată întâmpla lucrul ăsta, chiar dacă face toată ziua test, adică să nu fie o problemă de genul ăsta. Și să aplice chiar numai în momentul în care chiar dorește lucrul ăsta, iar în momentul în care aplică, să fie practic validat, adică în momentul în care se întâlnește, intră în firma respectivă, deja să știe că o mare parte din interviu a făcut. Și atunci vă prezint ideea de, asta e cumva toată chestia cu programez.ro. Să fie cumva validat înainte de a aplica un om. O să existe un număr minim, de exemplu, de puncte care trebuie obținut. Să zicem, în caz real, nu știu cine aplică la un job, face test online, un test care poate fi definit chiar de către companie sau poate exista dintr-un pool mare de joburi, adică, nu știu, Java, Medium, Developer. Și dacă trece la un anumit punctaj, să poată aplica, efectiv aplica. Adică la final să vezi, uite, ai făcut testul și ai trecut de 85%, te califica pentru respectivele job. Sau, dacă aplică la job, să facă mă rog, testul ca și o primă etapă în respectivul job. O chestie interesantă, o să fie iar, dacă ne iese, e numai conceptul nostru, că nimeni n-a aplicat la el, dar să existe și joburi ascunse, adică
dacă au ajuns la o anumită poziție după ce ai făcut multe teste, de exemplu, descoperi că este un job de arhitect sau nu știu, o chestie genul ăsta, ceva foarte tehnic de specialist, care nu e vizibilă tuturor. Deci, efectiv, ești unul dintre puținii care au văzut că există, de fapt, jobul ăla. Și atunci ar putea face lucrurile și mai interesante, că ar fi mult mai dedicat. Cam asta o să fie programez. Oare ce mai am? Da, mă pun la urmă o să fie provocări personale, în sensul că dacă LinkedIn-ul, putem scrie fiecare ce vrea acolo, aici o să fie un profil validat. Adică dacă o să văd, fiecare o să aibă un indicator și o să se vadă, ok, știu atâta C++, știu atâta Java, știu atâta Vue.js și așa mai departe. Nu mai le repet astea cu training-ul, că sunt clare. Unde suntem în momentul de față? În momentul de față e work in progress din cauza că am avut de făcut nou site la IT-Days. Acum l-am fi terminat, îmi pare rău. Dar avem un beta. Dacă intrați pe beta.programez.ro, vă puteți înregistra și puteți vedea 2-3 teste de test. Și estimăm să fim gata în primul quarter de anul viitor. Încă mai este mult de lucru un pic la el. Da, oricum se vede. Unde o să vrem să-l ducem? Și cu asta am terminat cu slide-urile mele. Ideal ar fi ca, de fapt, cum o pune toată ideea asta, fiind cu revista, lumea începea să vină să mă întrebe un video, uite, îmi caut un job și unde ar trebui să mă duc. Și cumva asta nu-i treaba mea neapărat. Dar multă lume nu vrea să fie neapărat văzută că merge la interviu. Și atunci le mai făceam o legătură, chiar așa, dacă era cazul. Și am zis că asta e o idee bună, pentru că cineva care vrea să-și caute un job, poate chiar nu vrea să fie văzut că intră la concurență în clădire, nu? Și atunci primele etape a interviului se poate face cât de mult se poate online și în viitor, probabil, primul pas o să fie să se poată exact din fereastra browserului să aibă un call direct cu cealaltă parte după un anumit număr de teste online. Și o să fie, mă rog, o să se mai introducă și partea de planificare a joburilor, astfel încât să fie o agendă consistentă pentru toată lumea. Ideal ar fi ca dacă toată chestia asta pornește și merge bine, să facem o chestie pentru studenți, revenirea la studenți și la elevi, astfel încât să ai o platformă în care fiecare își poate testa cunoștințe la teologie sau la altceva. S-ar putea să existe, n-am intrat foarte mult în area asta, dar ar fi ideal să avem pe platforma existentă, să avem și așa ceva la un moment dat. Cam atâta din partea mea. Acum am să dau cuvântul lui Vlad să vă zic un pic cum a evoluat conceptul ăsta, pentru că cred că povestim de primai am început discuția la așa la concept. Și vă zice mai multe. Mulțumesc. N-am să luți unul pentru că urmează pauza de masă și cred că mult mai interesant. Ok, cum zicea și Ovidiu, este vorba de o platformă pentru a-ți testa cunoștințele și în același timp a aplica la joburi și din partea angajatorilor. Este mult mai ușor pentru că poți să vadă exact nivelul și punctajul la teste. Ca și concept, am început cu targetul la care ne adresăm. Ne adresăm developerilor, pentru că e programez.ro. Și fiind designer, pentru mine, developerii arată cam așa. Și observând că toți au o legătură, specialiștii sau developerii, toți au o legătură cu ochelarul, ca fiind element de legătură pentru toată lumea. Știu că e un clișeu, dar funcționează mult mai ușor pentru că poți să identifici foarte, foarte ușor. Astfel, având conceptele astea în cap, am ajuns la logo-ul ăsta, programez.ro. Diferența fiind față de un ochelar de, cum a spus Ovidiu, de arhitect sau de alt specialist, ochelarul de developer este recunoscut pentru locul ăsta din mijloc. Și în același timp are o notă foarte cartoonish și foarte light. Pentru că multe companii din ziua de azi merg pe o imagine destul de rece și destul de corporatistă. Pot cumva să dea impresia că
să creeze o distanță între targetul pe care vă să-l ajungă și imaginea lor. Astfel, primul lucru pe care îl vede un developer când intră pe site sunt cele trei stadii de junior, medium și avansat. Poate să înțeleagă foarte ușor care sunt avantajele și cum poate să profite cât mai mult de această platformă. După asta, imediat după ce vede aceste lucruri, este întrebat să-și aleagă, este promptit să-și aleagă un domeniu. În prima fază sunt doar astea, cu timpul vor deveni mai multe. În exemplul nostru avem Java. Noi îl considerăm deja că este junior, pentru că este prima oară când intră pe site, își alege domeniul de activitate, în faza asta doar unul singur, mai târziu își alege mai multe din dashboard-ul personal. După ce își alege domeniul de activitate, este promptuit cu o întrebare destul de basic, simplă. În funcție de răspunsul pe care îl dă, putem să facem o analiză a nivelului lui și cum îl putem clasa mai departe în site. Dacă este junior, dacă este medium sau dacă este senior, în funcție de aceste răspunsuri. La sfârșitul testului, vede răspunsurile corecte, cum s-a discutat și până acum de ideea de gamification, primește experiență pe aceste răspunsuri, poate să le șeruiască, ai un mic citat destul de funny, ai parte, și se desub joburile recomandate pentru nivelul lui de experiență. Cum spuneam, ajuns pe dashboard, poate vedea rezultatele la testele pe care le-a făcut, punctajul și probabil că așa a pornit și Steve Jobs. Și toate informațiile, teste completate, răspunsuri corecte, unde se află în top developeri, vizualizări, toate informațiile de care are nevoie. La fel, în dashboard-ul detaliat, poate să vadă rezultatele la teste per total, pe săptămână sau pe an. Altă funcție destul de interesantă, poate să vadă joburile la care a aplicat și în funcție de testele pe care le-a dat la joburi, vede punctajul pe care l-a obținut la jobul respectiv. Pentru companii, dashboard-ul este mai detaliat. Un feature destul de important ar fi secțiunea de aplicanți, în care agențiile pot vedea după culoare, mauve fiind expert, verde fiind junior și portocaliu fiind medium, pot vedea exact aplicanții, poate să vadă exact după culoare cât de avansați sunt medium sau juniors și poate să vadă exact toate informațiile pe care le-au avut. La fel se pot clasa în funcție de punctaj, în funcție de job, în funcție de dată. Ca și companie, poate adăuga un job, sunt informații destul de basic la început, ca și pe alte site. Noi venim în schimb cu opțiunea de a adăuga și un test la jobul respectiv. Dacă aplicantul vrea să intre, poate să facă un test general, făcut de programez.ro, sau compania își poate adăuga un test personalizat pentru jobul respectiv. Începând să își facă testul, poate adăuga orice număr de întrebări, cu fiecare întrebare să aibă variante de răspuns, una, două sau mai multe variante de răspuns, eventual niciuna, nu știu, asta e, încă e în beta, încă e în test. După ce își selectează întrebările, poate să ofere detaliile de test, numele, descrierea și targetul pentru care se adresează, junior, medium sau avansat. Odată făcut acest test, poate să previzualizeze cum va arăta în job. În partea de sus sunt toate detaliile generice și standard până acum, iar în partea de jos va apărea testul personalizat. Iar odată dat, postează, apare pe homepage și tot așa este adresat după culoare. Pentru că dacă developerul știe că este medium, poate aplica la un medium sau la un expert job. Cam astea fiind spuse, lucrăm încă la el și sperăm ca la începutul anului viitor să-l lansăm. Dacă aveți întrebări... O să avem și un sistem de genul ăsta, dar nu neapărat în prima fază, în care inclusiv, adică în back-end, inclusiv candidații o să fie un pic evaluați, fără să fie neapărat publici, dar o să avem un fel de profil pentru fiecare.
ci și întrebările, da, adică, de exemplu, un caz interesant care l-am auzit acum recent, s-ar putea să fie întrebări teoretice care cei avansați, care lucrează mult într-un limbaj, să le greșească, tocmai din cauza că știu mult mai multe și e destul de neclară până la urmă situația, pe când cineva care învață chiar numai teoretic s-ar putea să răspundă corect. Și atunci genul ăsta de întrebare ar trebui indirect, cunoscând profilul celor care răspund la întrebare, să o marcăm cu un anumit procent și să, mă rog, după aia la evaluări să reasă altceva din partea acolo. O pondere, practic. Da, o pondere și da. Dar asta un pic mai încolo, nu chiar în prima versiune. Prima versiune o să fie destul de dummy, în sensul că o să fie chiar numai teste, joburi. Ideea e să pornim de asemenea și concursuri și să încercăm să promovăm ideea de a face testul online. După aia, ulterior, să putem inclusiv pentru interviu să se lucreze pe o bucată de call, să se vadă codul sau chestii. Nu, doar. Bine, acum, tot ce înseamnă, la fel ca și revista TSM, adică pentru programator, dar asta nu înseamnă că o să avem poate teste de HR sau management, dar nu o să mergem, nu știu, în agricultură, în niciun caz, deci numai pentru IT. Da, tot universul ăsta, da. Nu, aia e că cumva încercăm să le îmbinăm pe amândouă, o să faci teste online fără să aplici la niciun job. Dar ideea că și astea până la urmă sunt niște provocări în viața fiecăruia și le expune. Scopul nu e neapărat să facem oamenii să schimbe job. Scopul e să facă teste, dar cumva nu, trebuie să existe și o finanțare în spate. Știi cum e? Acum, dacă cineva vrea să se păcălească pe el însuși, o să poată. Adică, ok, dacă faci de 10 ori test, nu o să vedem că îl faci de 10 ori, nu? Sau folosești alte conturi. Scopul e, de fapt, să fie o oglindă pentru fiecare. Nu cred că, nu știu, dacă eu nu știu JavaScript și mă apuc să fac teste JavaScript până îmi iese 10 pe linie, nu cred că e relevant pentru nimeni, ci plus că e persoana respectivă pusă în față. Nu e relevant, dar primești un job offer. Da, până la urmă tot vezi o persoană. Bun, ok, hai, e la fel ca și cum ți-ai pune în CV că știi nu știu ce tehnologii și nu le știi de fapt. E exact același lucru. După aia evaluatorul o să zică, uite, cu tare nu a fost ok și o să știm data viitoare poate să-i punem un flag. Nu neapărat cu inima o steluță sau ceva. Sau probabil o să bată la ori dacă faci același test de 3000 de ori și obține nota 10. Poate cumva evaluatorul își dă seama că... Da. Deci dacă, de exemplu, să fie teste, probabil că să fie pe durată redusă de timp, astfel încât să nu fie problemă. Yeah. Nu, noi preferăm să facem noi cursurile, să avem un sistem. Acum am început să strângem primele teste. Încercăm să avem să punem la punct un proces de review destul de bun, astfel încât să nu avem probleme. Dar am preferat să fie teste noi, să nu fie ceva care este în altă parte. Păi ce am mers până acum, dar nu neapărat obligator să fie direcția, e, nu știu, 20 de întrebări. Cam așa, dintr-un pool mai mare. Și care să fie puse random și toate se schimbă. Ne-am gândit inițial să fie în română, dar după aia o să există alte limitări și atunci am zis că testele le facem să fie în principiu în engleză și la o adică putem pune interfața web și în română, dar testele efectiv să fie în engleză. Doar angajatorii, pentru că datorul să fie tot timpul gratuit. Adică e la fel ca și revista TSM, nu? Revista gratuită pentru toată lumea, dar avem niște sponsori în spate și fără ei n-am putea merge mai departe. Și de aia trebuie să avem și partea asta, care cred că până la urmă e win-win în cazul ăsta, chiar și pentru utilizator. O să încercăm, de exemplu, să nu avem reclame pe site. Cred că da, adică nu trebuie să vorbești cu multă lume dacă te uiți că în ultimii 10 ani singurele anunțuri de joburi care le văd pe e-mail în format text, un buton de aplică mare. Și cred că se poate mai mult de atâta. El e Alex. El e Cliva. În principiu, el face tot codul. Și un băiat foarte talentat. Și Radu pe partea de design. Da, și e pe partea de design. Toată echipa.